scump oaspeți, dragi profesori, părinți și elevi, cunoaștem cu toții acea perioadă a vieții pe care o numim vârsta furioșilor. E vremea când decelușul pune fără șir întrebări și ne amuză des cu ele. Creștem de grabă mari și ne pare rău că a trecut copilăria, cu toate ale ei. Ni se pare că nu mai trebuie să punem întrebări, ci numai să dăm răspunsuri. E firesc? Da, desigur. Dar numai la prima vedere. De facto, întreaga viață a omului este sau ar trebui să fie o perioadă continuă a întrebărilor. Atâta doar că de la o vreme nu mai vrem să știm de ce zăpada e albă, de ce ploaia este udă, cerul albastru, iar pisoiul negru. Ne punem întrebări existențiale, cel mai des de acestea. Cum să câștig mai mulți bani? Cum a reușit vecinul să-și pună vulturi de aramă la poartă? De ce cresc prețurile? De ce se urăsc oamenii? Cum să mă fac prieten cu cineva care poate să-mi rezolve problemele? etc. Uneori se adună atâtea întrebări încât ți se creează senzația că ai nimerit la fel ca Dante, într-o pădure întunecoasă, unde după fiecare arbore te pândește o fiară, care întruchipează păcatul. Aici vine problema cea mare. Începe să ni se pară că suntem oamenii pădurii, că ne orientăm foarte bine și nu ne pasă de faptul că există un ghid perfect, care știe foarte bine nu numai cum poți părăți hățișurile păcatului, ci și pe unde să mergi pentru a ajunge la poarta raiului. Parcă am fi fiii risipitori care își respectă tatăl, dar preferă să trăiască fără el. Cunoscuta pildă biblică ne spune foarte concludent ce se întâmplă în acest caz. Astăzi ne-am adunat să discutăm despre valoare și non-valoare, în același timp despre credință și nepăsare. Dorim să înțelegem niște lucruri și nu putem să o facem fără a ne pune niște întrebări. Dacă dorim să ne ridicăm pe culmile discernământului, de ce nu le-am selectat pe acele fundamentale? De ce lăsăm mai mult loc păcatului decât virtuții? De ce adeseori căutăm fără ca să știm ce căutăm? De ce căutăm mereu adevărul, ignorându-l pe cel care este calea, adevărul și viața? De ce suntem nedumeriți de ceea ce fac alții și niciodată de ceea ce facem noi? De ce credem că este mai bine să trăiești pe liniile paralele cu Dumnezeu? Acestea sunt întrebări retorice și mai degrabă niște jaloane ale traseului nostru spre Dumnezeu, în cazul când găsim răspunsul cel bun. Dacă nu ni le punem, rămânem orfani, iar cel care rămâne orfan de Tatăl Ceresc este orfan în veci. Vă îndemn să discutăm fără ocolișuri, cu mâna pe inimă, fără a trece cu vederea adevărul și fără tentative de a trage, cum se zice, jăratec la propria turtă. Vă mulțumesc!